Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Învărsător, etalare pentru jumătatea lui iulie, cât a mai rămas din iulie. Sper să primiți mesaje interesante sau să se confirme ce am spus, rămâne de văzut. Haideți să vedem ce mesaj aveți. Trei de foc, ha-ha, și echilibrați-vă. Trebuie să vă echilibrați mintea și corpul. Mintea și corpul. Eventual simțiți nevoia să faceți o călătorie. Trebuie să faceți o călătorie. Sau poate simțiți nevoia de mișcare. Mintea și corp. Mens sana in corpore sano. Haideți să vedem ce mesaje aveți. Like motivul acestei jumătăți de lună. Sau poate și luna viitoare să se manifeste. Mai greșesc, am început și eu să fiu obosită. După atâtea etalări. Foc continuu, că am zis că dacă sunt mai scurte, le fac așa, mai spontan și mai repejor. Vărsător, s-a luminat cerul. Interesant, la ce a fost? La altă zodie a fost noros, acum este un picuț mai luminos. Nu foarte senin, dar un pic. Parcă începe să sperați. Hai. Ok. Oh, frumos. Ce este? Consilierul. Este asemănător cu cavalerul de cupe, consilier emoțional. Aveți nevoie unii dintre voi de un consilier emoțional? Poate, rămâne de văzut cum se manifestă. Simțiți nevoia să comunicați despre emoțiile voastre cuiva. Doi de monede. Doi de monede. Regele de monede. Simțiți că poate cineva v-a jonglat. Cineva v-a jonglat. Regina de monede, eventual acasă, patru de monede, într-o relație acasă. Zic patru pentru că pentru mine patru reprezintă casă, e un număr fix. Da? Pentru mine patru de monede reprezintă semnul taurului, dar aveți aici cel puțin trei cărți care reprezintă semne de pământ. Poate e Capricorn, poate e Fecior, nu mă interesează foarte mult asta. Simțiți că dacă aveți probleme acasă, pentru că toate reprezintă această noțiune de stabilitate, de relații pământene, dacă aveți niște probleme acasă, posibil aveți nevoie de consiliere. Cum să începeți să manifestați un nou început, da? Și un nou început care vă duce către fericire. Dar nu uitați, dragii mei, că dacă vreți să aveți un nou început în orice direcție, cu fostul, cu fosta, cu soțul, cu soția, da? Sau cu altcineva, trebuie să vă găsiți dragostea în voi, trebuie să găsiți fericirea în voi. Și din acest motiv, probabil că unii dintre voi trebuie să vă consiliați emoțional cu cineva. Haideți să vedem ce alte mesaje și cum se confirmă ce alte mesaje. Ia uite, doi de monede, e a doua oară, da? Doi de monede, doi de monede. Oricineva v-a jonglat, ori voi ați jonglat pe cineva din niște motive. Poate nu neapărat, ia uite. Împăratul și împărăteasa acasă. Au fost niște jonglerii, dar vă doriți să o luați de la zero. Wow! Da, vreți să manifestați. Vreți să manifestați un nou început, vreți, dar sunteți conștienți, sau dacă nu vă zic eu, trebuie să aveți răbdare. Chiar dacă unii sunteți îndrăgostiți de cineva. Unii sunteți. Poate unii sunteți între un taur și un berbec. Why not? Why not? O, temperanța iar a vrut să se arate. Frumos. Echilibrați-vă, dragii mei, am zis, consiliați-vă dacă nu puteți. Pentru că cei care au planete învărsători sunt marcați de Uranus și Uranus e impulsiv. Dragii mei, calm down. Keep calm and enjoy yourself. Keep calm and da? Balance yourself. Dați-vă timp. Aveți răbdare. Aveți răbdare. Echilibrați-vă. Aș spune în acest context că doi de monede reprezintă nevoia voastră de echilibru, nevoia voastră de acum a găsi și alte semnificații, de a vă găsi valoarea, da? Stabilitatea financiară într-o relație karmică, nu zic, sau acasă, într-o relație tradițională, da?
Ia uite. A fost un 3 de cupe. A fost un trio. Într-o... Pentru unii. Cu un semn de pământ, mai mult sau mai puțin. Poate să fie și cu un semn de foc. Poate un semn de pământ care are marcaj în foc. Sau invers, un semn de foc care are marcaj în semn de pământ. Prea puțin contează, aici sunteți voi. Steaua. Vărsătorii, deși nu toți sunteți stele, vreți o renaștere, vreți o împăcare. Dar lucrurile întârzie, stagnează, pentru că trebuie mai întâi să vă vindecați de aceste decepții, răntrădări. Da? De-aia a apărut și consilierul emoțional. Da? Trebuie vindecare. Asta face consilierul. Vă vindecă sufletelul. Cu răbdare. Cu răbdare. Vărsători. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în vărsător. Încă o carte. Oh, sunt multe, puiule. Multe. Aș putea să le iau eu. Ok, hai să le iau. Oh, să manifestați. Vreți să manifestați? Un nou început. Dar trebuie să aveți răbdare. Pentru că dacă vreți să manifestați, trebuie să aveți toate instrumentele. Și, dragii mei, cine e manifestor, dacă știți ce e, sau cine știe să manifeste, trebuie să fii în echilibru ca să manifesti. Da? Totuși, cineva vă blochează din cauza unor discuții, unor confuzii, unor iluzii acasă, iar apare acasă. Patru de monede. Acasă, secrete. Regina de cupe. Da. Există o regină de cupe. Nu cred că sunteți voi. Dar acum că mă uit la consilier, iar vi se confirmă faptul că unii dintre voi aveți nevoie de consilier emoțional. Fără supărare. Fără supărare și, repet, aveți Uranus. Dacă aveți Uranus cu Mercur sau Uranus cu Luna sau Uranus cu Marte sau Marte în vărsător, sunteți impulsivi, dragii mei. Ia. În acest motiv îi se arată temperanța. Să vă echilibrați mintea, nevoile fizice cu cele emoționale. Acum, evident că nu toți vărsătorii vor fi la fel, pentru că fiecare aveți planete diferite. Vedeți și voi. Hai, vărsător. Soarele nu a venit să ascende în ordine. Ok. Ia uite. 9 de spade. Vă faceți griji. Vă faceți griji. Pierdeți nopțile. Nu știți ce să faceți. Din acest motiv a apărut consilierul. Să vă dea niște sedative eventual. Că sunteți agitați. Sunteți agitați. E clar. Vă gândiți tot timpul la una alta. Cum să manifestați. Temperanța poate să însemne și împăcare cu cineva. Că am văzut judecată. Da? Dar repet. Că se manifestă această împăcare sau nu se manifestă, important este să vă vindecați, că temperanța înseamnă și vindecarea voastră. Să vă curățați emoțional, repede câte ori pot, că aveți nevoie. Aveți nevoie de un consilier, duceți-vă să vă ajute cineva. Ia uite, a fost o situație acasă, posibil cu un taur, că 6 de monede înseamnă taur, dar nu obligatoriu, poate să fie și balanță, dar o situație acasă, dezechilibrată. Poate se pune și problema unui divorț, va apare justiția, nu degeaba apare justiția. Unui divorț, poate cineva consideră că totul a fost un vis și n-a fost o realitate. S-a păcălit la un moment dat, da? Cineva vrea să meargă către destinul său, într-o altă direcție. Într-o altă direcție. Care le aduce pasiune, cu care pot manifesta altceva nou. Da. Asta e. Asta e. Etalare, am zis că e mai scurtă. Deci, repet, temperanță, vindecare, echilibru. Unii trebuie să învățați să vă conectați la spiritualitate, unii care nu sunteți, dacă ascultați, că în general cei care nu le au cu spiritualitatea nu ascultă nici tarot. Tarotul e o cale, este o cale, e un pas, mai degrabă zis. Nu neapărat, e un pas, ca și religia. Spiritualitatea e mult mai complexă.
Haideți să vedem ce alte cărți mai aveți. Ceva săgetător, gemeni. Ia uite, fluturile cosmic chiar apare, moment de bucurie. Poate că unii v-ați obișnuit să aveți scurte momente de bucurie, da? Ați fost mai fluturași unii, da? Friends with benefits, da? Cine știe conceptul, e tipic vărsătorului. Evident, nu toți vărsătorii, dar în general, unii vărsători adoptă stilul ăsta. Prieteni cu beneficii, da? Dar ideea este că trebuie să vă transformați. A apărut și la Capricorn. Poate aveți acolo vreun marcaj. Și, dragii mei, să nu uitați că intră Saturn în Vărsător. Vi se transformă viața. Vi se transformă, restructurează. Nu e transformare plutonică, este transformare saturniană. Trebuie să fiți responsabili în tot. Și dacă cei din preajmă, dacă voi sunteți responsabili și ceilalți nu sunt, iar nu mai aveți cum să stați lângă ei, că n-aveți cum. Vărsători. Ia, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Vărsător. Mesaj. Mesaj pentru Vărsător. Totuși văd lumină. E o lumină crepusculară. Într-un fel sau altul o să găsiți soluții. O să găsiți soluții. O să vă regăsiți speranța. Oh, ce frumos! Acceptare, acceptance, ce frumos, acceptați situația. Ia, acceptați situația așa cum este, nu vă mai supărați, nu vă mai consumați, nu vă mai amintiți de discuții, de cuvinte, de aia, de ailaltă. Da? Pentru că dacă stați în energia asta, veți manifesta energia asta. Din acest motiv, magicianul este între o energie negativă, semn de aer întâmplător sau neîntâmplător, ce ziceți? Da? Și temperanță, care e arcană majoră și e săgetător în general, manifestarea superioară a săgetătorii, adică este Jupiter, este credință, spiritualitate. Aici trebuie să lucrați ca să puteți manifesta un nou început, soarele, un nou soare în viața voastră. Dar, repet, vă trebuie ajutor. Și magicianul poate să fie o persoană de ajutor și temperanța, în general, în celelalte seturi de cărți, arată ca un înger, da? Conectați-vă la spiritualitate, la îngerii voștri, la vindecători, ca să puteți manifestați. Ia uite, și la săgetător, poate aveți acolo planete, a apărut cartea asta. Inima focului este numărul 1. 1, 1 aveți și aici. Manifestarea. Manifestarea. Dar ca să manifestați, repet, trebuie să vă vindecați inima. Trebuie să vă vindecați inima și înainte de a vă vindeca inima, dragii mei, unii dintre voi trebuie să vă vindecați chakra a doua, pentru că avem un aici, culoarea portocalie, chakra a doua sexualității. That's it? Asta e mesajul. Însă am zis că, așa, mesajul era acceptare. Acceptați situația, dragii mei. Aveți numărul 55, un număr maestru. Iar 5 și cu 1, 5 și cu 5, 10. Iar numărul 1. 5 înseamnă schimbare, dragii mei. Schimbați ceva. Schimbați prin creativitate. 5 înseamnă creativitate. 5 și chakra a 5-a a comunicării. Comunicați. Comunicați-vă emoțiile, da? Nu musai gândurile, emoțiile, că alea sunt mai necomunicate. Comunicați situația, eventual cereți ajutorul unii dintre voi, lăsați-vă ajutați, că aveți consiliere, da? Și posibil că veți primi, nu, sunt convinsă că veți primi ajutor divin, pentru că toate aceste ființe pe care le văd aici, le văd niște ființe de lumină. Și posibil dacă vă separați de cineva, persoana respectivă o să vă mai urmărească evoluția o perioadă, dar important este să vă concentrați pe a vă vindeca. Manifestați, de fapt, asta înseamnă manifestați vindecare după aceste răni. Simplu, accepta situația, căutați consilier.
și începeți din inimă, da? De punctul zero și generați. Dar ca să puteți genera această energie, trebuie să vă vindecați, că acum nu aveți energia asta. La capătul setului de cărți, ce aveți? Oh, aveți credință. Aveți credință. Și vorbiți limbajul dragostei, consilierul de apă. Vorbiți limbajul dragostei, vorbiți despre dragoste, împărtășiți cu cineva. 35 poate să vă spună ceva. Aveți și încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Dacă vreți să vă împăcați, dacă vreți să vă împăcați, dați-vă timp să vă cunoașteți. Iar aveți număr maestru, 44. 4, am zis, amândoi sunt încăpățânați, înseamnă 8, 8 de transformare împreună și separat și împreună. Învățați să vă cunoașteți, că dacă nu vă cunoașteți, o să vă răniți tot timpul. Da? În acest motiv aveți nevoie de un consilier. Eventual mergeți împreună la un consilier. Dacă vreți să vă împăcați. Dacă nu, dacă vreți să luați de la zero, oricum trebuie să vă vindecați. Și oricum și în ambele cazuri vă trebuie credință. Vorbim de credință că suntem în anul 2020 și intrăm într-o perioadă foarte grea. Învățați să manifestați credință, spiritualitate, să vă ridicați deasupra unui stil de viață, a unora, evident. Unii. Că da, suntem aici ca să vorbim și cu unii care poate n-au lucrat. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, sănătate. Pup! Pa, pa!